Un sistem care ne e potrivit. Asta se cheamă putere. Știm cine suntem și știm ce avem de făcut ca să fim liberi. Nici un parlamentar transfob nu ne poate opri. Suntem împreună și suntem tot mai mulți. Ne știm drepturile, de știm cât de puternici suntem. Nu ne subestimați. Noi, persoanele trans, știm ce înseamnă democrația și ce înseamnă statul laic. Știm cine suntem, iar identitatea noastră nu e absolut deloc negociabilă. Noi am votat, intrând cu greu într-o secție de vot cu o carte de identitate care nu ne reprezintă. Înfruntăm în fiecare zi un sistem care ne e potrivnic. Această lege nu trebuie să treacă și că așteptăm de la președintele României să facă ceea ce trebuie. Ce rău v-a făcut oare vouă comunitatea mea? Nu vreau comunitatea mea să sufere. Solidaritate! 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 Un aplauz pentru toți cei care au venit, vă rog frumos! Nu se aude mai tare, mai tare! Vă mulțumim, vă rog să păstrați în continuare distanța de 2 metri și să începem să ne îndreptăm spre casă. Încă din anii 1970, toate universitățile mari din lume studiază, au programe de cercetare și educare pe studii de gen. Inclusiv universități din România au astfel de programe. Există în Constituția României autonomia și libertatea academică și acestea sunt astăzi puse în pericol de către legea adoptată de Parlament. Solicităm președintele României să întoarcă legea pentru reexaminare la Parlament. În plus, la Uniunea Europeană și la Curtea Europeană de a Drepturilor Omului, de la începutul anilor 90, identitatea de gen și drepturile persoanelor transgender, de a fi recunoscute în fața legii, au fost recunoscute și apărate prin aceste convenții pe care și România și le-a asumat și este obligată să le respecte.